să ne înțelegem. N-a existat în ultimii 30 de ani moment mai penibil în politica românească decât ăla în care PNL s-a dus la PSD, a bătut la ușă și a zis: deschide, sunt eu, PNL, și n-am chiloți pe mine, ia-mă, fă-mi ce vrei, iartă-mă! Zic unii despre USL: domne, haide, domne, că au mai fost ăștia împreună. Da, așa e, însă atunci se luptau ambele partide cu PDL, cu Băsescu, cu Udrea. Acum PNL-ul venea după 4 ani de urlat: să moară ciuma roșie, plăcuțe suedeze la tot PSD-ul. Singurul program al lui Klaus Iohannis ca președinte ăsta a fost: PSD în opoziție pe vecie, penalii. De-aia l-au votat oamenii pe Iohannis, că urau PSD-ul. Câțu, politic vorbind, s-a născut ca anti-PSD. Deci nu, n-a existat în istoria politicii românești moment mai jalnic decât PNL plus PSD egal love, și mai ales vom vedea lovele. Socialdemocrații văd în mine cel mai mare inamic al lor, pentru că sunt singurul care s-a opus sistematic și vehement oricărei colaborări, de orice formă, cu PSD. După 25 septembrie va fi și mai rău pentru dumneavoastră. Ce poate fi mai rușinos? Cum să mai scoți capul în lume după așa ceva? Cel mai mare inamic al PSD-ului. A rămas PSD-ul fără inamic, mă, gata. A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Niciodată, dar niciodată, Partidul Național Liberal sau eu nu vă face un compromis cu PSD. Asta spunea Câțu pe 3 septembrie 2021. Anul ăsta, da? Nu acum 100 de ani. Orice om cu un dram de rușine în el ar fi emigrat. Da, ar fi plecat la capătul pământului, ar fi săpat acolo o groapă și s-ar fi băgat în ea. Nu-l prindea nici poliția să-i pună fiul ăla. Cât sunt eu președinte al Partidului Național Liberal, nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic care a făcut rău românilor. Îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024. E, acest caz de socială istorică ar trebui predat în școli. Da, ar trebui ca toate generațiile de elevi să studieze astfel rușinea și de aici să înțeleagă și democrația. De-aia am și ținut să facem această emisiune. Tot proiectul lui Iohannis a fost așa: ciuma roșie și să am guvernul meu. Câțu a fost guvernul lui. Acești băieți, robotul înalt și piticul vopsit, merită un capitol aparte în istoria României. Cel mai jalnic cuplu de mincinoși care a existat vreodată. Astăzi, ce să vezi, Iohannis este primul om în stat în continuare, iar Vasilică e al doilea. L-au pus președinte al Senatului. Iar noi vrem viitor? Vrem speranță? Tare idios mai suntem. Nu știu despre ce este vorba. O să mă uit să văd. Florin Câțu recunoaște că a fost arestat în Statele Unite ale Americii pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit documentelor publice, premierul a stat 2 zile în spatele gratiilor. E, aici nu băutura e principala problemă, nici chiar condusul. E o chestie de acum 20 de ani, deși e groaznic să te urci băut la volan. Problemele aici, pentru un premier, sunt minciuna și aroganța, superioritatea cu care acest Vasilică a tratat scandalul. Minciuna e o constantă în tot ce a făcut și în tot ce a zis el. Până să ajungă în funcții publice, asta era doar problema lui, nu interesa pe nimeni. E, atitudinea pe care a avut-o după ce s-a aflat spune totul despre cât de mic este acest ipochimen. Câțu a fost chemat în judecată de o firmă de recuperare creanțe pentru o datorie neplătită către o bancă. Este vorba de aproape $7,000. Cum? Sunt liberal. Trăiesc după valori liberale. Proprietatea e sfântă. Antreprenorul este erou. Iar el era doar un țepar. S-a vorba aia în proprietatea acelor oameni, le-a luat banii antreprenorilor și le-a dat țeapă. Minciună, iar, din nou, o infinită rușine. Că n-ai cum să nu te întreb: mă, cum naiba intră atâta nesimțire într-un om atât de mic? Nu am considerat că este un element important.